O clipă de neatenție poate avea urmări greu de imaginat. Femeia a vrut doar să traverseze dinspre stația de autobuz pe partea cealaltă a drumului, însă pașii au fost purtați spre o moarte cumplită. A fost izbită în plin de o mașină și s-a prăbușit fără suflare pe șosea. Ce a urmat este greu de imaginat. A venit în mașina mea și cu jeep. Da. Și după aceea au trecut, spatele meu a lovit-o, a călcat-o pur și simplu, a rostogolit-o altul, dar n-a oprit. Vă dați seama că pe urmă am tras-o mai încoace și cum zice, pe urmă am făcut semne, m-am dus cu reflea ăla, cum zice, triunghiul ăla, ca să-l pun acolo, a oprit și pe partea alaltă, au trecut, cred că vreo 10-15 mașini pe seara. Când am trecut eu nu era și am simțit totuși ceva la roțile din stânga. De am și oprit, am și rămas și din 30-40 de mașini care bănuiesc că au trecut cel puțin am rămas 3 mașini. Nici polițiștii de la rutieră nu au mai întâlnit până acum un asemenea caz. Nu se știe care este șoferul care a accidentat-o mortal, dacă acesta a fugit sau nu de la fața locului sau câte mașini au trecut peste trupul neînsuflețit al femeii. Între localitățile Valului Traian și Constanța s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. Din primele cercetări se pare că accidentul s-a produs pe fundul traversării neregulamentare a pietonului, fiind acroșată de un număr de mai multe autovehicule. Puteți stabili care mașină a lovit-o mortal sau ce s-a întâmplat? Putem stabili cine a lovit-o primă. Deocamdată, după care mai multe autoturisme au trecut peste. Cercetări continuă? Cercetările continuă de către lucrătorii Serviciului Rutier Constanța pentru elucidarea cazului. Cu întrebări fără răspuns au rămas și cei din familia victimei. Fata și băiatul acesteia s-au prăbușit emoțional la auzul veștii morții mamei lor. A fost nevoie de intervenția echipajelor de la ambulanță care le-au administrat calmante. Criminaliștii au găsit în poșeta victimei și telefonul mobil al acesteia, iar pe ecran erau afișate 11 apeluri nepreluate de la copii. Tragedia fără margini a marcat pe toți martorii evenimentului, care spun că nu au mai văzut niciodată un asemenea caz. În schimb, despre locul unde s-a petrecut tragedia, spun că parcă ar fi blestemat. Din pricina faptului că strada nu este iluminată și nu există trecere de pietoni în zona, accidentele mortale sunt la ordinea săptămânii. Periculos în zona asta, se merge cu viteză. Nu fi și periculos și Dumnezeu știe. Mai întâmplat cazuri aici? Dar numai unul a fost, câte cazuri nu au fost? Au fost multe cazuri. Ce se întâmplă? Din cauza că e viteză de aia. Polițiștii de la rutieră au efectuat măsurători și au anchetat martorii, urmând să stabilească circumstanțele exacte în care a avut loc producerea tragediei. Traficul în zona a fost paralizat mai bine de o oră și a fost nevoie de intervenția unui echipaj de la pompieri din cadrul ISU Dobrogea pentru a curăța carosabilul. Polițiștii de la rutieră au rămas să dirigeze coloanele de mașini formate pe ambele sensuri.